Salutare, dragilor! Cu mine Marcel și Marcel aici în stânga. Bine, m-am găsit la un nou vlog din Phuket, insula Phuket, Thailanda. Și în acest vlog suntem aici pe malul mării, după câte vedeți în stânga noastră, iar în dreapta noastră jungla se află frumos acolo sus. Iar în acest vlog mergem așa, n-avem un scop anume, mergem către o plajă, eventual, să vedem dacă o găsim. Ia uitați ce fluturaș frumos. Și până la plajă aia trecem așa prin stațiunea asta, sau cum se numește. Cum se numește? Naihan. Aosane de la Naihan. Nu prea așa hotel. Da. Mare și... Stai puțin să șterg camera. De Ravai. Da, deci este aproape de Ravai. Foarte mare vânt. Iar o zi în care sunt valuri, pentru că plouă totdeauna seara, noapte, așa, chiar și ziua plouă, și atunci se fac valuri. Doamna este. Exact, m-a lovit așa o, un, ceva apă pe față, nu știu la ce. Da. Foarte înalt. Ia uitați ce fain acolo în spate. De aici puteți să vă luați jet ski, ce doriți, motociclete, biciclete. Iar noi nu știu unde intrăm aici, într-un resort, cred că. Mergem pe lângă. Să sperăm, dacă nu putem sau ne zice ceva, vă ținem la curent. Ha! Vedeți aici frumos, ăsta e resort de 5 stele. E așa, o tăia jungla și a făcut resortul ăsta. Frumos, puteți să stați aici direct. Noi continuăm pe aici. Probabil. Aici este intrarea la resort. Au așa cămeruțe, vedeți, și toate dau cu vederea în ocean, în mare. Frumos. Dar noi pe aici, așa săraci, pe lângă trecem. Foarte soare, soare, foarte faină culoarea. Da, ia uitați. Uitați plajul. Da, foarte frumos se vede. Plaja aia, am făcut vlogul anterior de acolo, ui. Și asta este Marea. Marea Andaman. Oceanul Pacific. Cocotierii ăștia superbi aici. Aici ceva se aude de la un generator, ceva. Uitați ce mare din asta. Floare. Mergem așa pe malul mării și ne bucurăm de vegetația asta împreună cu voi, de culoarea apei, de tot. În față, pe stânga, putem vedea un mic altar, iară din ăsta, cu ofrande, cu apă, cu steagul României. Ia uitați ce frumos aici. Foarte multe scutere. Aici are un hotel în fața noastră. Aici miroase a piscină. Vreme ok. Nu e nici foarte soare, nu e nici foarte cald. Bananieri ăștia superbi. Aici un magazin cu alcool. Aici are niște căsuțe unde puteți sta cazați.
de aici să vă închiriați motociclete, restaurant cu vedere la ocean, o mică cascadă aici făcută de om. Și căsuțele alea e fain, vă dați seama. Vedeți așa frumos. Aici. Și aici puteți zice că este o plajă. Dacă o luați așa. Dar nu, nu puteți să stați decât pe pietre. Sunt valuri. Îți place, Marcel? Da, vedeți, au plouat, îți bălți. Da, așa îmi place și mie aici. În sfârșit un loc mai frumos, mai pe gustul meu. Probabil și al tău. Așa mai natură, sălbăticie. Numai noi. Noi și fluturii. Niciun turist. Încă. Asta e localnic. Aici au sperietoare de ciori. De ciori, de nu știu de ce, dar e sperietoare. Vai, ce frumos e. Se aud păsările. Aici o așezare. Asta e localnici. Așa au eu. Căsuță din asta. Aici valuri mari. Sunet. Da, din copaci. Ia uitați ce pasăre albastră acolo frumoasă. A zburat. I-ai făcut poză, Marcel. Cu ochii. Nu mai am cum să mă mișc, am prea mult. Ia uitați. Are, da. Da. Prin junglă mergem. Pe la periferia junglei. Aici se tot surpă drumul ăsta, vedeți? Aici bambus. Și noi. Uite, vedeți cum se ascunde în spatele meu. Nici cum nu-l zăriți. Nu mă ascund, să te pui în fața mea. Păi mă pun ca să apar tu în spate. Vine domnul. Da, mergi mai la stânga. Îmi place aici cum e. Bambus. Vedeți acum drumul. Direcția. Da. Foarte mult să treacă domnul ăsta. Toți noi stăm aici și ne uităm la bambus. A trecut. Ce frumos. Ne uitați aici. Ce superb e. Unic. Un petic din plajă. Hai să facem cum ai zis. Lasă, hai. Nu mai facem cum ai zis. Atunci mai bine nu ziceai. O mașină mică, da, ruptă toată, fără far. Aici așa. Puteți să vă construiți, dar ia uitați ce superbă priveliște. Mai în față se aud cocoși, găini. Dreapta jungla. Vine mașina. Vine o mașină. Niște scutere așa, mai local aici. Un veceu. Aici e un bar frumos, se vede Sunset Ucica cu piscina acolo, frumos. Dar încă nu cred că e deschis. Mi s-au
Cocoș în junglă, da. Cocoș sălbatic. Și noi cam cât mai avem? Scurt circuit, stâlpul. Da, se aude acolo, scurt circuit. Vedeți, aici sunt găinile și cocoșii. Da, aici e ceva, iară. Un hotel din ăsta superb, cu vedere la ocean. Aici cred că e o cascadă naturală. Vine din junglă, ia uitați ce superb. Cu floricele. Și ăsta e hotelul ăsta despre care am vorbit. O roabă. Hai să te pun în roabă și să te duc așa pe aici repede. E fain. Mi-ar plăcea. Da. Uitați ce frumos se vede în față. Junglă. Nu știu ce se aude așa la stâlpi. Se aude așa scurt circuit parcă. La stâlpi se aude. Cum trece curent. În stâlpi. Uși, ce cald e. Păi e umezeală, că pe cald nu e cald. Ia uitați ce superbitate aici, un golf. Da, nu știu, probabil e jos. Uitați ce frumos. Am zis Marcel că aici ai cică. Dar cred că mai avem de coborât puțin. Asta e clar, e așa mai neturistică. Nu, asta e de local, nici plajă. Doar tailandezii vin aici și fac. Tailandezii localnici. Foarte mulți fluturi, așa. Foarte frumos, ia uitați aici. Câți fluturi. Aici zice că e bungalow restaurant. Vedeți? Puteți să stați în bungalow aici. Da. Și tot drept și că e un resort ceva. Dar vă dați seama, e junglă aici. Foarte frumos. E jos plaja, da, cum a zis Marcel. Putem coborâ să vă arătăm. Noi cu voi. Foarte frumos. În sfârșit o plajă pe gustul meu. Vedeți așa? În mijlocul naturii. Unde n-au tăiat copacii să se vadă. Ce ai găsit aici? O colibă? Uite. Păi trebuie o curbă și un râu ceva, da. Aici vie îți lași scuterul. Vie îți lași scuterul și te bagi în apă direct, super. Ești ceva nori așa, na. Așa mai părăsit aici, vedeți? Dar pe gustul nostru. Ia uitați-l pe Marcel. Asta e ceva colibă, nu știu, dar s-a surpat, s-a rupt. Și asta este plaja. Să-mi las aici șlapii. Vedeți, aici sunt mai multe stânci. Și
merge până încolo, așa. Foarte frumos. Plajă. Aici o barcă. Cum se cheamă, Marcel, plaja? Aosane. Aosane. Super. Da, micuță și drăguță.